organizarea unui festival de film dedicat creației eminescene a fost propusă de cinecluburile Gălățene cu ocazia aniversării nașterii poetului Mihai Eminescu. Scriitorul și cineastul Maximilian Popescu susține că un astfel de festival este potrivit pentru orașul care a ridicat primul o statuie a poetului și ar consolida statutul de centru cultural și cinefil puternic. Împreună cu domnul Zamfir am propus de-a lungul timpului că atunci când va fi vreun jubileu să sărbătorim pe Eminescu printr-un festival de film, singurul festival de film dedicat poetului. Ar fi cazul ca după 100 de ani de la ridicarea acestei statui în piață, în parcul Eminescu, fapt pentru care istoricul Xenopol a felicitat din inimă pe Gălățeni, este cazul ca la anul când se va întâmpla 165 de ani de la naștere, să ridicăm această statuie în imagini la Galați. Festivalul de film dedicat creației eminescene a fost propus de cineaștii gălățeni încă din anii epocii comuniste, dar din anumite considerente de ideologie și de comoditate a responsabililor culturali a fost mereu amânat. Organizarea primului festival de film Eminescu a mai fost discutată cu diferite ocazii după Revoluție, dar niciuna dintre instituțiile culturale din Galați nu a susținut serios acest proiect de perspectivă culturală.